seara, doamnelor, domnilor, urmăriți în continuare evenimentul zilei. Nerespectarea regulilor circulației rutiere nu este cea mai bună soluție pentru șoferii care se grăbesc. De asta s-a convins un șofer care, din cauza vitezei prea mari, s-a inversat și s-a lovit într-un pilon electric. Accidentul a avut loc aseară pe strada Calea Bălțului. Potrivit poliției, șoferul se ridica la deal cu o viteză excesivă, iar după ce a pierdut controlul volanului, s-a izbit în bordură, apoi s-a răsturnat, după care a lovit într-un stâlp electric. S-a inversat un automobil de marca VAZ 2109. După inversare, a fost tamponat și într-un pilon electric. În urmă, accidentul rutier, o persoană s-a ales cu leziuni corporale. Conducătorul auto va fi supus examinării medicale. Șoferul în vârstă de 41 de ani, originar din Soroca, era împreună cu fiul său, care în urma accidentului a fost traumatizat. Cauzele accidentului se stabilesc. Potrivit poliției, motivul ar fi viteza depășită. Cauzele comiterii accidentului rutier probabil să fie excesul de viteză și posibil și consum de alcool, dacă va fi depistat. După ce vor fi stabilite circumstanțele, șoferul va fi tras la răspundere conform legii. Locuitorii satului Bădiceni au o nouă stație în centrul satului. Aici a fost reconstruit într-un ansamblu o răstignire, o fântână și o stație de autobuze. Timp de mai mulți ani, priveliștea din spatele răstignirii și fântânii din centrul satului Bădiceni crea o impresie nu tocmai plăcută vizitatorilor satului, dar și sătenilor, care zilnic treceau pe alături. Datorită unui proiect inițiat de administrația publică locală și organizației neguvernamentale Viitorul, aici a fost amenajat în ansamblu răstignirea, fântâna și stația de autobuze din centrul satului, dar și fântâna din preajma grădiniței din sat. Această construcție în centrul satului a fost făcută grație unui proiect de la Fondul Ecologic. Proiectul a fost ca o fântână, o primărie. Noi, grație colaborării bune între primărie și ONG-ul Viitorul, am izbutit să câștigăm două proiecte, amenajarea la două fântâni, la care și s-au petrecut. Din start am avut o conlucrare cu administrația publică locală. Deci banii care au fost alocați de Ministerul Mediului au fost insuficienți pentru amenajarea fântânii, dar oricum cu contribuția și a sătenilor și a administrației publică locală am reușit să aducem acest local la starea care vedeți dumneavoastră acum. Familia Tighinean în anul 2004 a instalat în centrul satului răstignirea care acum a căpătat un aspect mai frumos datorită amenajării fântânii. Am hotărât împreună cu soțul să facem aici în centrul satului ca să păstreze un lucru frumos. Zic, înșetul noi să realizăm și să fac frumos. Și venind domnul primar, eu l-am rugat, zic, hai să facem ceva frumos, și de fântâna și răstignirea într-un hal fără de hal. Și dumnealui i-a pus și el cuvânt și am contribuit la și am făcut tot frumusața asta în centrul satului. Să rămâi ca amintire în Bădiceni. Mai mulți sătini, dar și oaspeții ai satului au asistat la sfințirea noii construcții. Se blagoslovește și se sfințește fântâna aceasta și apa ce este întrânsă cu darul Sfântului Duh. Prin stropirea apei aceștia sfinte în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Intrai în sat deodată, vedeai toată distrugerea asta și te descurajai, îți făceai impresie urâtă de sat. Dar acum, slava Domnului, intri în sat deodată, răstignirea îți apare în față, fântâna și acolo o oprire unde lumea se șade. E frumos, e extraordinar. Stâlpii, pilonii cei principali care la intrare în sat sunt răstignire din toate părțile la noi în sat, sunt răstigniri care ocrotesc satul de năpaste, de alte cumpeni grele. Ne bucurăm că ne-a făcut satul frumos, ghine. Știm, avem la șinii prăjini, prăm, a fost tot răschit, dar s-a făcut, suntem mulțumesc. Tare frumos, tare ghine și ne bucurăm. De un asemenea proiect au beneficiat 30 de localități din țară. Datorită colaborării dintre primărie și organizației Viitorul, satul Bădiceni este unica localitate unde au fost aranjate două fântâni. Pentru amenajarea fântânilor, Ministerul Mediului a oferit câte 30.000 de lei, iar contribuția primăriei a fost de circa 50.000 de lei. Au încercat pentru câteva ore puterile de primar. Este vorba despre mai mulți tineri care au participat la ziua autoconducerii organizată în incinta primăriei orașului Soroca.
La ziua autoconducerii au participat peste 30 de tineri din diferite instituții de învățământ. Liceul Ion Creangă, Liceul Petru Rareș, Colegiul de Arte, Colegiul Tehnic Agricol și Școala Cooperatistă. Elevii care au ales să participe la ziua autoconducerii în calitate de primar au participat și la audiența cetățenilor. Нас много в одной комнате. Мы в одной комнате были. Он взял мои документы квартирные и задерживает у себя до тех пор, как ему буду давать что-то нибудь. Вы хотите, чтобы мы дали место под строительство там, где живут цыгане? Да, да, да. А свободного, видите, я не обманываю, правда? Свободного места там нет. Там все построено вплотную. И иногда даже один цыган немножко пользуется территорией другого цыгана и обращается в суд. Куда бы вы ни писали, в Кишинев, в парламент, в президентуру, все эти письма возвращаются сюда. Вопрос только здесь, на месте, может быть решен. И так, как сможет примария вам решить. Elevii și-au luat în serios atribuțiile, au venit îmbrăcați la patru ace, s-au interesat de problemele primăriei și totodată s-au apreciat, doresc sau nu să fie primari în viitor. Cred că e mult mai greu să trăiești zilnic știind atât de aproape problemele cu care se confruntă oamenii în oraș și cred că aceasta ne pune mult pe gânduri și, în opinia mea, cred că ar trebui mai mulți tineri să aibă această posibilitate, fiindcă este foarte important. Mi-a făcut plăcerea să fiu aici în calitate de primar. Mi-a plăcut și pe viitor chiar și vreau să fiu și primar. Vă spun anume din care principii. În primul și în primul rând, multe persoane își caută drepturile, dar ei nu cunosc obligațiile și de asta vreau să le arăt care sunt obligațiile lor. Să cunoască obligațiile, atunci să vii la mine la audiență, sau dacă să fiu primar sau la dumneavoastră, la oricare. Și ca să, dacă este posibil, în cea mai mare parte, să rezolvăm problemele fiecare din ei. Trebuie să primești mai multe persoane, să-ți spui situațiile, problemele la care primarul este nevoit, chiar și responsabil, ca să le rezolve. Mie mi-a plăcut această funcție, însă pe viitor n-aș dori să risc așa fel. Ne-am aflat în deplasare împreună și cu domnul Grabciuc, viceprimarul Sorocii, la două grădinițe din Soroca. Am văzut problemele cu care se confruntă aceste grădiniți. Problemele, eu cred că în timpul de față, sunt numai problema sistemului de încălzire. Dar totuși eu, din câte am concluzionat, acestea vor fi rezolvate cât mai curând, deoarece se începe perioada de frig și totul va fi rezolvat. Tinerii s-au arătat interesați de contabilitate, problemele din domeniul tineret și sport, relații cu publicul, iar cel mai puțin s-au interesat de problemele funiciare. Dimineața am făcut cunoștință cu aparatul primăriei, am petrecut volante în prezența tinerilor specialiști, așa spunem, participanți a zilei autoconducerii. Și după asta, ei, dintre dânsii, fiecare a ales domeniul în care a avut interes și 5 persoane asistate astăzi împreună cu primar la audiența cetățenilor. A fost niște primari foarte activi. Primăria orașului își propune pentru viitor să desfășoare cât mai des asemenea zile, pentru că astfel tinerii sunt mai aproape de problemele societății și se implică cât mai activ în rezolvarea lor. Doamnelor, domnilor, ați urmărit evenimentul zilei. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o seară bună alături de SOR TV. La revedere!